vara și lansăm un nou laser pentru epilat. Este vorba numai de un laser cu un design nou, italienesc, ci este vorba și de un laser cu o tehnologie complet nouă. Laserul se numește Stardust Med, o tehnologie inovatoare, în sensul că lucrăm cu trei lungimi de undă diferite. Lucrăm cu diodă, alexandrit și NDR. Și avem un senzor special care se activează în așa fel încât noi, după ce am stabilit parametrii legați de ce tip de păr are pacientul, ce fototip are, adică care este culoarea pielii pe care lucrăm, aparatul în mod automat va selecta lungimea de undă care va fi cea mai eficientă. Deci este foarte, foarte sigur de lucrat cu el și este foarte sigur și în ceea ce privește rezultatele. Este vorba despre o epilare de lungă durată. Nu putem să spunem că scăpăm definitiv, dar când spun că este vorba de o epilare de lungă durată, asta implică faptul că după un an ar trebui să venim la niște ședințe de corecție, dar la cele ședințe de corecție ne vor mai crește doar câteva fire de păr. Trebuie să facem 4, 6 sau 8 ședințe, depinde de zona pe care lucrăm, dar în medie avem nevoie de 6 ședințe care se fac la interval de 20-45 de zile. Nu am găsit un aparat care să reușească să mă convingă că poate să mă ajute să scap de firele rebele definitiv, dar despre acest aparat am auzit foarte multe lucruri bune, inclusiv că ajută și are efect asupra firelor blonde. Am înțeles că de fapt această epilare definitivă în timp este și mult mai sănătoasă decât epilarea clasică, pentru că la epilarea clasică practic smulge firul de păr cu tocul rădăcină și este și foarte dureros și cumva în timp se pot forma tot felul de lucruri pe sub piele. Eu am descoperit epilarea definitivă acum 6 sau 7 ani, cred. Mi se pare cea mai bună invenție pentru o femeie. O recomand tuturor și da, eu am folosit-o. Pot să spun că am ajuns la niște rezultate absolut remarcabile, iar acum fac doar ședințe de întreținere o dată pe an. Eu nu mai fac nicio problemă vara, că nu pot purta fustă, că nu pot purta mai eu, nu mai am nicio problemă. Am înlăturat aceste gânduri. Chiar a fost super ok, dar a trebuit să mă opresc în momentul în care am aflat că sunt însărcinată a doua oară. Păi dacă vrei să nu stai lună de lună la salon și să te uiți la fiecare firicel de păr care ți-a crescut între episoadele de epilare la salon, atunci da, îți recomand cu mare drag, pentru că între de poți face frumos cu lama, da, și nu mai ai niciun stres. Eu am început deja epilarea definitivă, însă o fac cu IPL și este puțin mai dureroasă decât varianta pe care o propuneți voi acum. Însă aș vrea să o testez și pe aceasta pe față, sincer, pentru că e pielea mai sensibilă și mi-e oarecum frică să nu mi se inflameze foarte tare fața. Sună foarte bine, acum sunt foarte curioasă să văd, pentru că eu am firul de păr blond și din câte am înțeles, epilarea definitivă e puțin mai dificilă la părul blond, dar Diana a spus că totul e în regulă și că se poate face, așa că abia aștept să-l încerc. Am încercat până acum, dar abia aștept să-l încerc. Trebuie să recunosc că n-am făcut niciodată nicio ședință de epilare definitivă. Sunt norocoasă că nu am nevoie, dar pe anumite zone l-aș încerca. E nedureros, adică are foarte multe avantaje. Le mulțumim celor de la Siluet că vin în întâmpinarea noastră. Pe vremuri am făcut câteva ședințe. În vremea respectivă nu erau aparate de epilare definitivă cu care să poți să faci acest tratament dacă te expui la soare. Iar eu mă expun la soare de cum de primăvara până... Și ai nimerit unde trebuie. Stardust Med poți să-l faci indiferent de luna din an și indiferent dacă e soare sau... Asta e bine. Din fericire, acest laser nu are niciun fel de contraindicație, pentru că marea majoritate a laserelor sau a aparatelor care se mai folosesc pentru epilat nu pot fi folosite pe timpul verii, pentru că nu se poate epila o piele bronzată. În cazul laserului Stardust Med, nu există această contraindicație. E indicat și bărbaților? A, sigur, bărbații au devenit niște clienți din ce în ce mai fideli. Foarte, foarte mulți bărbați apelează la epilatul de lungă durată, la epilatul permanent și mi se pare absolut normal, pentru că a face o ședință de epilare de lungă durată pur și simplu îți schimbă viața.